Bună la toți cei care ne urmăresc, noi suntem teatrul fără nume, tăcerea fără nume, acel moment magic care îl repet de atâtea ori în care se naște gând, în care se naște un cuvânt, în care se naște o tăcere, în care se naște o emoție care pentru mine a fost cel mai bine definit de Marele Shakespeare în ultima replică a lui Hamlet și restul tăcere. Totul este o tăcere. Dumnezeu este o mare tăcere. În această tăcere de astăzi vom tăcea împreună cu eu am să vorbesc foarte larg cu o persoană care mă fascinează prin curiozitatea ei de lume și anume de Shakespeare pentru că Că pentru mine Shakespeare este o lume, o mare lume. Astăzi o, o să tac împreună cu Nicoleta Cinpoieș. Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua! Eu te-am cunoscut în septembrie când ai venit la Chișinău pentru a ține niște... Eu n-am să spun lecția, am să spun... Pentru a ține niște gânduri, fiindcă tu m-ai îngândurat foarte mult când te-am ascultat împreună cu... Domnul Volceanov, când ne-ați vorbit despre Shakespeare, și am fost pur și simplu uluit și fascinat de cât de departe poate alerga gândul lui Shakespeare. Eu te-am cunoscut în septembrie, dar am avut. am, am impresia că te știu de când l-am cunoscut pe Shakespeare. Nu știu cum se întâmplă așa ceva. Am fost și la Londra, ne-am întâlnit și la telefoane am vorbit de foarte multe ori, dar oricum am o mare, mare plăcere să te ascult astăzi de nou, fiindcă cum le spun la toți invitații mei, este nu o interviu, este un dialog. O să dialogăm despre toate și nimic. Mersi mult că ai acceptat. Cu mare plăcere, Mihai, cu mare plăcere. Uite, eu vreau să încep în dialogul nostru de la o de o, o curiozitate care mă ține tot timpul. Deja ea, ea, este banală, deja multă lume mă copie cu, cu această banalitate, dar eu astfel încep. Cu ce este pentru tine tăcerea? Ce face tăcerea cu tine și cum sunt tăcerile tale, Nicoleta? Mm. Um, unele sunt foarte liniștite, um, tăceri în care îți găsești locul, în care ai niște conversații extraordinare cu tot felul de gânduri, cu, um, cu tot felul de autori, cu tot felul de personaje. Fără a fi constrâns de, de un limbaj anume, de o limbă în care poți comunica, um, unde gânduri pur. Nu există niciun fel de, de blocaj, nu există niciun fel de um, zgomot pe, pe fir. Um, așa îmi imaginez eu tăcerile împlinite, cele frumoase, cele în care, în care conversațiile sunt. Um, sunt în consens. Pot să fie și tăceri mult mai pline de emoții, nu întotdeauna ușor de dus. Poate să fie o emoție a pierderii cuiva, când pur și simplu nu ai, nu ai niciun fel de, de cuvinte cu care să, să spargi tăcerea, niciun fel de gând. Când, când se oprește și timpul și mersul lucrurilor, um, așa cum poate fi o tăcere când vorbim cu, cu toți cei dragi din Ucraina, când nu simțim nevoia să folosim cuvinte, pentru că nu sunt cuvinte pentru ceea ce se întâmplă acolo. Um, tăceri um, folositoare, când când Comunicarea este atât de clară încât nu-i nevoie de, de cuvinte, nu-i nevoie de acțiuni, nu-i nevoie de dialog. Uh, și te obosite după, după multă conversație, după multă alergătură, uh, momentul acela de, de oprire, uh, cu oarecare satisfacție că s-a împlinit. Uh, pasul care trebuia făcut, tăceri de genul acesta și tăceri în care, în care încă nu s-a născut întrebarea, tăceri în care, nu știu neapărat dacă bâșbâi după, după, un gând sau după o soluție, dar tăceri, te tăceri te care fac parte din căutare, la asta mă, mă gândesc de obicei în, în liniște. Cred că tăcerea e opusul fricii, E un loc în care ai liniștea și curajul um, care nu are nevoie de, de niciun fel de mijloc de comunicare um, uzual. Nu trebuie să spui nimic, nu trebuie să anunți nimic, nu trebuie să dai din mâini, nu trebuie să mergi, nu trebuie să faci nimic. În, în, în schimb, frica cred că ne face să, să, să ne manifestăm și ca sune, și ca mișcare în toate, în toate direcțiile. Cred că te ceri, ai opusul fricii pentru mine. Ce fain ai spus-o cu frica și curajul. Mi-a venit acum o idee că posibil că curajul este deplinderea cu frica. Nu știu. Mă cu aceste două uh, uh, poluri, uh, fiindcă ele fac parte. Absolut din opera lui Shakespeare, Frica și Curajul. Um, hai să continuăm prezentarea ta. Am spus cuvântul magic Londra. Stai la Londra. Ce faci, Nicoleta, la Londra? Um, la Londra învăț uh, ce se întâmplă în Londra. e, e locul în care m-am așezat uh, destul de recent. Uh, e acasa mea în momentul de față. Încă nu, nu, sunt, uh, nu sunt ancorată la tot ce se întâmplă în Londra, încă mă simt ca un, ca un turist, așa cum mă simțeam de fiecare dată când veneam să văd un spectacol sau să întâlnesc uh, oameni dragi cu care nu m-am văzut de mult, sau pur și simplu uh, să respir puțină Londra, pur și simplu să mă prim prin Londra. Um, E foarte nou uh, situația și pentru mine să, să pun acasă și Londra în, același, uh, în aceeași propoziție. Um, ce mă lega foarte mult de Londra era teatru, era lucru cu um, alți colegi aici, la tot felul de manifestări legate de teatru și de Shakespeare și de film, um, dar și o mulțime de, de prieteni care în timp um, au. au um, au navigat spre Londra din diverse puncte ale, ale Marii Britanii. Um, de lucrat uh, în mod zilnic, lucrez la două ore de Londra, la o universitate, nici foarte mare, nici foarte mică. Um, o universitate cu o istorie destul de interesantă, uh, chiar în mijlocul Angliei, într-unul din uh, orașele cunoscute pentru. Um, pentru istorie um, oraș cu uh, istorie romană cu uh, drumuri și cetăți romane um, încă cu vestigii ale acestora încă vizibile cu o istorie medievală foarte puternică și cu o istorie renascentistă foarte puternică este un, un oraș um, care are uh, o catedrală importantă una din cele 36 de catedrale din, din Marea Britanie. Probabil că știți că în, în majoritatea catedralelor relativ importante în Marea Britanie, importanța este legată de care membru al familiei regale este înmormântat acolo. În Catedrala de la Worcester, care probabil că e mai cunoscut ca oraș. Pentru sosul care se face în buste um, și care uh, înțeleg că se comercializează în toată lumea, uh, nu numai în Anglia. Uh, yeah. Catedrala e celebră pentru că regele Ioan este înmormântat acolo, în regele Ioan, um, care a fost primul rege care a trebuit să negocieze cu, uh, cu nobilimea, cu, uh, cu cei din Parlament pentru. Uh, drepturi, uh, nu democratice, bineînțeles, dar pentru mai multe drepturi, uh, și care a semnat uh, Magna Carta în 1215. El e personajul central, uh, dacă, aș, dacă pot să spun așa, înmormântat în, în, în mijlocul catedralei, în punctul cel mai înalt al, al catedralei. Um, și din punct de vedere al înălțimii construcției, dar și din punct de vedere al, al poziției uh, mormântului față de, de altarul um, catedralei. Altar care este în, în continuă um, folosire de la, de la anul 700. Um, catedrala, care a, care a văzut etape noi de construcție, de, de, de reconstrucție. Este un lăcaș de cult, unde cel puțin așa, așa spun toate pliantele turistice de acolo, care a, a fost lăcaș de cult din anul 700, de când s-au stabilit primii monahi acolo, cu doi sfinți în, în calendarul anglican, dar și în calendarul catolic, până s-au despărțit cele două biserici, doi sfinți locali, Oswald și Woolston. Um, Am în îngropați în, în catedrală. Um, spuneam că e un oraș care are uh, multe um, urme renascentiste. Um, și în, uh, în arhitectură există câteva um, construcții din perioada dinastiei Tudor, um, în, din timpul ei um, și există și uh, mormântul uh, unui alt uh, personaj din din curtea regală care a cărui moarte a schimbat istoria radical uh, a, a acestei țări. Uh, e vorba de prințul um, Artur. Uh, nu are legătură cu regele Artur și cavalerii mesei rotunde, însă este fratele mai mare a lui al lui Henri lea Este primul soț al al Caterinei de Aragon. Care moare la foarte scurt timp după, după căsătorie, ceea ce politic pune probleme foarte mari între, între Spania și Anglia la momentul respectiv, pentru că moartea soțului compromite pactul politic făcut între cele două țări, bineînțeles, și soluția pe care oferă Anglia în momentul respectiv este ca Fratele lui Arthur să se căsătorească cu Caterina de Aragon. Știm foarte bine că Henric al viii face acest lucru și el schimbă istoria, cel puțin istoria religioasă a Marii Britanii în acel moment. Până în până acel moment, catedrala în care este îngropat prințul Arthur era o catedrală catolică. Imediat după căsătoria lui Henric al el este cel care care dezleagă, ca să zic așa, biserica uh, catolică din Marea Britanie, nu neapărat dogmatic, dar uh, administrativ de, de Roma. Și mm. uh, atunci începe schizma uh, protestantă în Marea Britanie și uh, construirea unei uh, unui cult uh, local, ca să spun așa. Uh, nu atât de 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 uh, Protestant, cum, cum era uh, în Elveția, în momentul respectiv, în Geneva, la Wittenberg și așa mai departe, dar uh, în, în, în consens cu mișcarea uh, de eliberare uh, de, uh, de sub conducerea Vaticanului, ca să spun așa. Uh, celelalte schimbări dogmatice uh, apar ceva mai târziu, uh, însă asta schimbă și uh, și viitorul uh, Angliei din punct de vedere administrativ în, în acel moment, pentru că toate mănăstirile sunt dizolvate, toate proprietățile sunt confiscate, toate catedralele, toate cele 30 și care existau la vremea respectivă, ca și micile biserici normande de la uh, 1016-1060 așa mai departe, uh, toate devin uh, anglicane de devin protestante. Deci e, de, e destul de multă istorie acolo. Um, și consemnări ale vizitelor Elisabetei I acolo, um, câteva legături mai puțin concrete cu Shakespeare, um, tot, tot în muster, de data asta nu în, nu în catedrală, ci în arhivele orașului. Um, Certificatul de căsătorie al lui Shakespeare este la Worcester, mm. uh, nu pentru că a fost luat de la Stratford, ci pentru că Stratfordul nu i-a aprobat uh, căsătoria în, în biserică. Și atunci uh, intervenția a fost făcută cu arhiepiscopul din Worcestershire. Uh, cei din Warwickshire nu le-au uh, uh, le dat uh, consimțământul și atunci s-a făcut uh, cerere la episcopia alăturată cum ar veni și busterul i-a semnat actul de, de căsătorie. Documentul poate fi vizitat și poate fi văzut în, în mod curent de oricine își dorește. Se află în noua bibliotecă a orașului, o bibliotecă ingenioasă ca concept. E o bibliotecă județeană dar e și bibliotecă universitară în același timp. Deci și publicul și academia are acces uh, la același spațiu și este construită, se numește The Hive, uh, ceea ce înseamnă uh, în, în, traducere liberă stup, uh, arată puțin ca un stup, uh, țiglele care o acoperă de sus până jos sunt uh, aurii și, și o fac să arate ca un, ca un stup în, în lumină. E, Biblioteca e construită uh, peste șapte um, arhive, unde sunt depozitate toate documentele legate de istoria orașului și a, și -a împrejurimilor. Uh, nu toată regiunea, dar dar Bustășe. Uh, toate se află acolo și pot fi vizitate. Acolo se află și um, certificatul de căsătorie al lui Shakespeare, în original. Acolo se află și um, primul charter pe care l-a oferit regina Elisabeta I, când a venit la Uster să viziteze uh, mormântul prințului Arthur și um, al regelui Ioan, um, care conferă orașului Uster um, semnul lor heraldic. Și semnul lor heraldic este un scut pe care se află Um, pere negre. Um, e un soi de pere um, care se cultiva în zonă la vremea respectivă și uh, se pare că îi plăceau foarte mult Elisabetei. Uh, nu știu cum se cheamă în românești aceste pere. Sunt perele acelea care uh, se coc cel mai târziu toamna și um, apar maro la culoare, maro închis, nu știu cum se numesc. Um, Astea sunt simbolurile orașului și simbolurile astea se pot vedea cam peste tot. cam peste tot. Semnul heraldic al catedralei îl simbolizează, toate semnele turistice din oraș, toți stâlpii cu indicațiile turistice au câte o pară neagră în vârf, multe, multe pere. Multe pere și lebede. Astea sunt cele două simboluri ale Usterului. Mi-ai făcut, mi făcut așa o, o vizită turistică, parcă și-am fost acolo. Uh, spune te rog, toate localitățile din Anglia au ceva comun cu Shakespeare? <laughs> Cred că toate localitățile din Anglia ar vrea să aibă ceva comun cu Shakespeare. <laughs> <laughs> um, și există așa un fel de uh, frenezie de a, de a descoperi, de a căuta legături cu, legături cu Shakespeare. Um, frenezie Um, Generată și de faptul că biografia lui Shakespeare are două perioade um, black hole, deci în care nu există niciun fel de informație despre unde ar fi fost, ce ar fi făcut și așa mai departe. Și atunci tot felul de teorii sunt vehiculate în momente uh, diferite. Um, de exemplu, foarte multe biserici din, din zona Stratfordului, deci din, din Episcopia Warwickshire, din um, Shire Warwick, um, dar și cele din Worcestershire. Um, periodic um, sugerează că el ar fi fobotezat acolo. Um, și asta pentru că nu. Um, nu există documentul propriu-zis. Deci atunci când nu există un document, oricine poate să, să concureze la, uh, la competiția, poate ar fi trecut pe aici. Um, alte legături cu, uh, cu Uster, nu știu dacă, dacă Shakespeare mai are, um, decât acest, acest document ferm, um, și de necontestat al al certificatului de, de căsătorie. Um, cei 10 ani um, care lipsesc din biografia lui Shakespeare până Shakespeare reapare, dispare de la Stratford și reapare în Londra, sunt disputate un pic mai la nord de Worcestershire, mai în spre mai înspre, mai înspre um, Lancashire, unde s-ar fi s-ar fi retras când presiunea um, convertirii la, la uh, religia anglicană devenise de nesuportat. Și majoritatea catolicilor s au, au migrat înspre spre nord. Um, dar uh, divers biografi sugerează diverse lucruri. <laughs> Așa că. Ce crezi? Tu ce crezi despre <laughs> momentele astea, că ar fi fost mai multă lume care ar scris atâtea. Piese. E vorba și de Ben Johnson, e vorba și de, chiar și de Elisabeta, de Regina. Sunt foarte multe idei că a avut foarte mulți copii, unul dintre care ar fi fost Ben Johnson, care a fost copilul mm. ei, a fi scris el, fiindcă era un tip ilustru. Mm. Știi, la un moment dat, eu m-am gândit, fiindcă n-am să ascund interesul și dragostea mea față de Shakespeare. Și mă, 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 mă ocup, nu m-am ocupat Nu vorbesc la trecut, la prezent Mă ocup foarte mult de, de această Personalitate Care a schimbat eu Eu consider că l-a schimbat istoria lumii Dar uite Să naște în 15 ani Sau 14 ani Deci s-a calculat Timpul operei Doar capodopere Într-adevăr te întreb Într-adevăr te întreb Fiindcă Astăzi creierul uman nu mai uh, scurge așa intensitate uh, psihologică, filozofică, socială, uh, istorică. Da, acele mari, uh, mari, mari cronici istorice ale lui uh, sunt absolut da. Ne mai vorbim de sonete, ne mai vorbim de marele piese uh, poetice și, și... Și emoționante. Ce hmm. crezi? Um, nu stau să mă gândesc foarte mult la asta. Uh, din punctul meu de vedere, uh, nu știu dacă unii l-ar numi compromis sau lașitate sau uh, incompetență, încerc să separ omul Shakespeare de opera Shakespeare. Uh, pentru mai multe motive. Suntem extraordinar de norocoși să fi moștenit atât de multe piese care au fost confirmate ca fiind scrise de William Shakespeare. Dacă, dacă e vorba de o persoană, dacă e vorba de un personaj în spatele căruia se ascunde altă persoană, dacă e vorba de un grup care semnează Shakespeare și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, piesele care au supraviețuit și care au ajuns la noi. Um, și care vor fi în mod clar transmise mai departe. Pentru mine astea sunt cele, cele mai importante. Dacă Shakespeare era în Londra sau era în altă parte, nu, nu e chiar atât de, de, important. Teoriile conspiraționiste, ce obțin așa le numesc în lumea anglo-americană, biografii, lui, biografii lui Shakespeare, apar și dispar cam odată la o decadă. În, ultim, în ultimele decade, foarte puține lucruri noi au fost descoperite despre Shakespeare. Câteodată mai apare câte un document și toată lumea se entuziasmează, și uh, destul de rar se confirmă care are relevanță. De cele mai multe ori, nu are relevanță. Um, multe lucruri s-au întâmplat și pe alte planuri din, um, de, la, de la perioada în care Shakespeare a trăit și a, și a scris până, până la noi. Din păcate, statistic vorbind, noi nu moștenim decât maxim o mie din piesele scrise în perioada respectivă, puțin înainte de Shakespeare și câțiva ani chiar după moartea lui, până a apărut prima ediție a operelor complete în 1623. Ce știm din alte documente, de cele mai multe ori administrative și din. Din registrele cenzurii, care cer în mod obligatoriu ca orice piesă care a fost cumpărată din teatru și este pregătită pentru, uh, pentru tipar, um, aceste drepturi se, se cumpără: um, drepturile de, de distribuire. Și știm din aceste re registre că au existat peste 3.000 de piese în perioada respectivă. Uh, din păcate două treimi din aceste piese nu a ajuns la noi. Um, N-avem de unde să știm câte alte piese scrise de autor contemporan lui uh, au dispărut. Um, cine știe dacă au dispărut și unele scrise de Shakespeare. Um, se pare că um, chiar, chiar și primul volum de opere complete e, e disputat um, și nu e uh, complet în forma pe care o știm uh, acum. Um, e E un subiect uh, periodic contestat, e un subiect uh, periodic um, întregit. Uh, mai aflăm câte unele, câte altele despre, despre ce a rezistat, ce n-a rezistat, de ce a dispărut uh, și așa mai departe. Însă, cum spuneam, uh, multe, multe revelații recente nu au, uh, nu au avut loc. Pe de altă parte, cine știe? Arhivele care se află în Londra au câteva zeci de mile de documente nestudiate încă. Cine știe ce o să aflăm din ele? Documente de, din perioada respectivă, care sunt relativ importante, în general documente, documente administrative și legale. Și de acolo mai aflăm câte ceva din, din ce se întâmpla perioada respectivă. Alte lucruri nu au fost păstrate în în, în pe hârtie sau, um, sau în în, um, în registre particulare. Uite, mă gândesc la așa un moment care nu știu. El mă mă foarte mult fiindcă dacă s-o luăm așa pe pe bune, Shakespeare a scris spectacole, el a scris show el a scris detective, el a scris detectivului lui Hamlet când același caută cine a ucis tatăl. Deci el știa să capteze mulțimea, fiindcă dacă să fim așa, deci cel puțin după cronicele din acele timpuri, Veneau la el la spectacole oamenii simple, prostituate, veneau oameni care se distrau. Deci, și mm. noi facem tratate, volume despre a fi sau a fi, găsind în, în acest monolog geneza și apocalipsa lumii, mm. Pe când pentru ei era un monolog absolut, cotidian, absolut. Eu n-am să vorbesc banal că totul e subiectiv, dar cred că ei nu-și dădeau seama că ascultă ceva etern. Era o altă o altă apreciere, o altă senzație. Și noi suntem cei care am găsit în Shakespeare, eu cel puțin ce am găsit, eu am găsit că el este mai modern decât foarte mulți cei care pretind să fie modern, mm. Așa un paradox. Mm. Ce crezi tu? Um. Cred că ai dreptate, însă meritul care transcende perioada în care scria Shakespeare și o să, o să uh, transcende și perioada în care trăim noi este faptul că ne putem regăsi în Shakespeare uh, în feluri diferite, în momente diferite. Bănuiesc că și subiectiv, așa cum ne regăsim în, uh, în Shakespeare. Uh, probabil că piesa în care mă regăsesc astăzi foarte mult nu e piesa în care o să mă regăsesc mâine. Uh, câteva cuvinte o să sune mult mai uh, vibrant, emoțional. Altele o să, o să îmi pară că că nu sunt înțelese complet și cine știe, poate o să reușesc să înțeleg mai mult despre el. Cred că cei care l-ascultau în teatru, pentru că Într-adevăr, diferența fundamentală între cum se făcea teatru în perioada lui Shakespeare și cum se face teatru acum, tehnologia care este la dispoziție și așa mai departe, teatrul în vremea lui Shakespeare era un teatru care se asculta. Deci lumea venea să vadă teatru, dar venea să asculte teatru. Legătura dintre a asculta și a vedea. Um, Funcționa diferit în momente diferite ale pieselor și cred că, ascultând monologul celebru din, din Hamlet, dacă tot l-ai pomenit, cred că în mod absolut toți cei care erau acolo înțelegeau universalitatea mesajului în legătură cu partea religioasă. Absolut, nu, nu cred că am niciun dubiu asupra acestui fapt. Lucruri care se pierd în momentul de față, pentru că religia nu mai este neapărat uh, um, prima busolă a, a omului de rând în momentul de față, în, într-o societate atât de secularizată uh, cum este, mă rog, într-o lume secularizată cum este cea în care trăim. Um, multă lume ar avea nevoie de note de subsol ca să, să perceapă dimensiunea spirituală a acestui uh, monolog. Însă, în mod clar, contemporanii lui Shakespeare prindeau um, aceste subtilități natural. Natural. Um, cealaltă diferență, um, um, din punct de vedere al, al practicii teatrale la vremea respectiv, și de ce, de ce repet faptul că piesele lui Shakespeare erau ascultate, este vorba și de, de, despre obiceiurile oamenilor um, um, și hobby-urile oamenilor. Foarte puțină lume știa să citească în, în vremea lui Shakespeare, foarte, foarte puțină lume, poate, poate 4 până la 10% știau să citească, um, însă erau obișnuiți să asculte din, în două, ca în două, să zic, în trei situații importante um, la tribunal. Hmm. Um, la uh, slujbă, în biserică și în teatru. Asta ar fi fost instituție la care aveau acces uh, oamenii obișnuiți. Uh, și atunci, uh, dispoziția, uh, nu știu cum să spun, frecvența la care înțelegerea teatrului opera era foarte clar auditivă. Uh, răbdarea de a asculta, cred că era mult mai. Uh, mult mai amplă. Atenția la, la, cuvânt, la muzicalitatea cuvântului, la rimă, la ritm și așa mai departe, era exacerbată comparativ cu, ce se întâmplă pe scenă. De aceea, cred că lucrurile s-au schimbat destul de, destul de tare. În afară a faptului că societatea s-a schimbat, de a interacționa s-au schimbat, ceea ce face teatru s-a schimbat și așa mai departe. Dar, în mod clar, când scria Shakespeare, se asculta teatru foarte mult. Se asculta și nu, nu era nevoie de zeci de versuri în care să poți să. Să transpui o scenă de război sau să transpui uh, o stare emoțională foarte intensă sau să construiești noaptea uh, care exasperează, îl exasperează pe, pe Richard sau noaptea care îi protejează pe Romeo și Julieta și așa mai departe. Deci cuvântul avea avea altă greutate în, în, în teatru, cred că la vremea respectivă. Pe de altă parte și e foarte modern în ceea ce face um, și modernitatea se leagă și de faptul că uh, își cunoaște în, în termeni <laughs> um, în termeni uzuali pentru noi își cunoaște piața de desfacere uh, își cunoaște avantajele ca dramaturg cum cum poți să schimbi istoria cum poți să contești istoria cum poți să îndrepti istoria. Uh, cum poți să păcălești istoria sau să supraviețuiești istoria și așa mai departe. Uh, și uneori spune lucruri complet noi, alteori spune lucruri știute de toată lumea, însă le spune într-un fel nou și într-un cadru nou, în teatru. Multe, multe din, uh, din uh, poveștile uh, care stau la baza sau surselor uh, care stau la baza pieselor lui Shakespeare sunt cunoscute cititorilor în mod în mod, uh, în mod uh, uh, obișnuit um, fie cititorilor de istorie, fie cititorilor de povestiri scurte, foarte la modă, traduse din franceză uh, sau din italiană, venite de pe continent, dar, dar iar menționez, cartea circula mult mai puțin pentru că era un, mult mai puțin cititor și Shakespeare are acest simț extraordinar de a uh, deschide orizontul și celor care nu știu să citească. Și să vadă în teatru ca un, să vadă teatru ca un, un potențial de, 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 a de a echilibra accesul la, la, povești, la a gândi, la a simți și așa mai departe. Teatrele sunt uh, sau încep să fie de, de interes în, în momentul în care Shakespeare ajunge la Londra. Um, și spre, spre norocul uh, nostru, dar și al lui Shakespeare, devin uh, atracție, uh, o atracție nemaipomenită în, în, um, în Londra, cel puțin, în toată perioada în care Shakespeare scrie. Deci, pe, pe teatru se poate, fa uh, po poți face bani cu teatru. Um, absolut, absolut. Um, dacă ne gândim la cum a plecat Shakespeare din Stratford și cam ce, um, care ar fi echivalentul contemporan, ce cont în bancă avea. Um, spre sfârșitul carierei când se retrage în, în, înapoi în Stratford, cu în um, 3-4 ani înainte de a muri. Um, nu mai scrie după 1613 și este proprietar de, de multe imobiliare și terenuri în zona respectivă. Și documentele legale și financiare um, dovedesc uh, că a făcut investiții foarte uh, bine plasate cu banii pe care îi câștiga în Londra. Ce fain! Foarte, Ce... foarte clar. Uh... Uite... Uh ascultându-te ascultându pe tine acum, mă gândeam la la acest uh, moment absolut uh, extraordinar de libertate care îți dă Shakespeare. Uh, uh -huh. uh, și de ce vorbesc de libertate? Fiindcă noi totuși suntem o societate foarte conservatistă. Dacă vorbim despre Romeo și Juliet, dar mai decât trebuie să vedem doi tineri. Uh -huh. uh, Hamletul uh, lui Ia, Ian McKellen are uh -huh. 80 de ani și nu l absolut deloc pe mine nu știrbește din ideea că el are 30 sau cât are Hamlet, 26, 27. Deci eu nu pot să nu accept că ideea lui Shakespeare pusă în gura unui personaj ca Hamlet poate să aibă aceeași putere și la 26 și la 80 de ani. Fiindcă sunt două puteri absolut diferite. Asta Asta și este marele geniu al, uh, al omului care vede acolo unde noi nu, noi nu percepem, noi nu vedem. Um, am fost curioasă, într-adevăr, uh, când, când s-a anunțat că Ian McKellen va juca în, în Hamlet. Um, a mai jucat în Hamlet uh, anterior, așa cum a jucat uh, mai multe roluri de, de câteva ori în, 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 în cariera lui celebră a juca regele lir de câteva ori, cred că de două sau de trei ori, dar la Shakespeare s-a reîntors. Așa că, din curiozitate, am fost și mi-am luat bilet să mă duc să-l văd pe scenă și în capul meu nu, nu se, nu, se, lega. Aveam curiozități, dar nu știu dacă aveam curaj să le, să le, pun în cuvinte, să, să le, să le, să le articulez ca întrebări. Um, încercam așa în mintea mea să-mi dau seama cam cum ar putea uh, un regizor și echipa de, de actori. Ok, Hamlet are 80, nu 81-82 de ani. Ce vârstă o să aibă Ofelia? Ce vârstă o să aibă Prințul? Ce vârstă o să aibă Claudus? Da, da. Și așa mai departe. Da. Um, și sunt, sunt convinsă că. Um, Reacția publicului ar fi fost complet diferită dacă Gertrude avea 60 de ani și Claudius avea 25 sau 35 sau 45. Um, dar, în momentul în care am intrat în teatru, um, spectacolul s-a jucat, cel puțin când l-am văzut eu la începutul sezonului, s-a jucat la Teatru uh, Regal Windsor. E teatru care se află vis-a-vis, -vis, literalmente, de zidurile. Uh, castelului Windsor într-un oraș cât se poate de royalist, așa de uh, monarhist um, multă lume a venit uh, din, uh, din curiozitatea creată de Shakespeare cu așa un actor dar uh, cred că marea majoritate a publicului a venit pentru că l-a văzut pe Ian, Ian McKellen în filme și pentru că uh, l-au văzut în uh, în Tolkien l-au văzut în, 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 în alte, în, 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 în seriale de televiziune și în filme de, de, de uh, cinematografie. Sigur că da. este o, o, o mișcare și de publicitate. Sigur că da. Sigur că da, de sigur de că da. Sigur că da. Dar oricum, Nicoleta, eu cred, uite, acum îți vorbesc, fiindcă am flirtat cu uh, Regele Lill. Mm cred că sunt momente foarte, foarte importante care mi le-am descoperit în această piesă, dar acum îți spun că eu cred că n-aș fi greșit deloc dacă regele lui ar fi fost un puști de 20 de ani care are fete cu mult mai bătrâne decât el și eu în parcursul la patru ore văd îmbătrânirea lui fiindcă la urmă nebunul îi spune Acum nu mai ai nevoie de mine fiindcă ai devenit uh, uh, înțelept. Mm. Înțelepciunea este o durere care o treci, da? nu degeaba uh, Lir este comparat cu Iov. Mm -hmm. Da, uite, și acum îmi dau seama că asta n-ar șoca dacă aș pune în lir un tip foarte tânăr bine, nu de 20 de ani, l-ați de 40 de ani. Și mm -hmm. mergem cu el în îmbătrânirea lui și înțelegem că, de fapt, este o metaforă de înțelepciune. Mm -hmm. O transformare, sigur. Adică asta nu mă șochează deloc la Shakespeare. Ce, ce m-a impresionat când am văzut spectacolul cu Ian McKellen este faptul că Ofele era tânără, foarte tânără cum e în foarte multe alte spectacole. Însă fizicalitatea lui Ian McKellen m-a copleșit. Pentru că toată lumea s-a aștepta la comportamentul și viteza de reacție și Uh, mișcarea unui om bătrân, a unui om de 80 de ani. Uh, Hamlet apare în anumite scene pe o bicicletă medicinală, apare într-o sală de gimnastică. Deci, atât de intensă este um, viziunea și, și, um, și abordarea pe care o face uh, Ian McKellen în rolul lui Hamlet. Absolut uiți că are 80 de ani, deci nu, nu are nicio legătură cu, cu vârsta biologică, ca să spun așa. Vârsta actoricească a fost complet diferită și eram în rândul 4, deci nu eram în capătul sălii, ca să spun că n-am că văzut sau că machiajul folosit ar fi schimbat ceva, absolut deloc. Și costumul nu ascundea nimic, e în haine moderne, e în training e la sport, uh, e pe... Uh, um, cred că imaginea pe care o rețin, uh, care mi-a rămas așa pe retină, cred că cel mai, uh, cel mai insistent, este monologul a fi sau a nu fi, pe care Hamlet îl face pe scaunul de la bărbiet. Uh, deci e, e un moment uh, interesant, pentru că scaunul uh, îl ține țintuit acolo, <laughs> Ca un scaun de execuție aproape, dar mă rog, are și, și câteva referințe la, la discuția lui cu Polonius că să, cu barba lui Polonius care trebuie dusă la, la bărbier înainte de piesa în piesă. Deci imaginea aia e foarte foarte Imprimat așa pe, pe retină, absolut neobișnuită, absolut neobișnuită pentru, pentru ce făcea spectacolul respectiv. Mi-aduc aminte, așa fugitiv, pe Ofelia cântând la chitară. Înțeleg că tocmai s-a lansat filmul aceste acestui spectacol, a fost, a fost filmat și a, tocmai a fost uh, lansat săptămâna trecută, deci poate fi văzut ca, ca film. Uh, îmi doresc să-l revăd, uh, însă acum toată lumea. Uh, și a îndreptat atenția spre altă năstrușnică aventură uh, în care e angajat Ian McKellen, tocmai să joacă începând de, de săptămâna trecută uh, se joacă un, uh, un spectacol în care Ian McKellen joacă mai mulți regi din, uh, din Shakespeare, din piesele istorice și ajunge să joace cred că un rol pe care, din câte mă amintesc, spunea că nu l-a jucat niciodată, ajunge să-l joace pe Falstaff. Ce fain! Um, și um, um, e el absolut cap de afiș și chiar pe afișul respectiv este um, figura lui, de deci e bustul lui cum ar veni, într-o haină de piele maro, cu mustață și barbă, așa foarte uh, ca în vestul sălbatic. Deci sunt foarte curioasă ce o să se întâmple în spectacolul ăsta și dacă o să ajung să-l văd, Um, o să vă povestesc. Nu știu încă. Se numește The Player King, um, actorul rege, Nu știu cum e. Chiar nu știu cum e tradus în român. Ai, aici o să -o... aici George mi-ar fi. Jocul de regi Poftim? Jocul de regi, nu? Uh, nu, nu, nu. Cel care îl joacă pe, pe rege Deci, în piesa din piesă The Player King, uh, în engleză, este Player King, nu este uh, ben, doar, doar rege deci actorul rege, cum ar, cum ar veni. Sunt curioasă ce face în spectacolul ăsta care e un colaj din, din Shakespeare. Însă nu nu anunță deloc că s-ar pensiona sau că s-ar liniști sau că, sau că ar cred. fi obosit. E de o vitalitate pe scenă. Eu cred că ar fi absolut fantastic el să-l joace și pe Romeo într-o zi. <laughs> Nu știu. Um, parcă, parcă nu mi-aduc aminte dacă l-a jucat. Știu că l-a jucat pe Macbeth când era destul de tânăr, în 76, 1976. Uh, deci era chiar tânăr pentru Macbeth. L-a jucat într-un spectacol extraordinar, uh, care poate fi vizionat uh, pe, în întregime pe YouTube. Uh, e un spectacol în, în, într-o sală la Stratford-upon-Avon care nu mai există Clădirea există, însă nu mai e folosită pentru spectacol Era un fel de... Um, se numea celălalt teatru uh, Deci nu era teatru um, Shakespeare, nu era teatru Lebeda care e alăturat Se numea pur și simplu The Other Place celălalt loc, al treilea teatru, un spațiu um, teatral experimental, un spațiu laborator. Um, cred că în continuare e folosit ca laborator, dar nu e deschis publicului. Um, și acolo s-a jucat un spectacol Macbeth, în care Ian McKellen juca Macbeth și Judy Dench juca Lady Macbeth. Un spectacol surpriză pentru publicul englez, un spectacol cu nuanțe brechtiene care nu mai uh, fusese scoase la rampă în Marea Britanie. Um, e perioada în care McKellen juca mult în, în Stratford, atunci a jucat și uh, Dr. Faust, um, atunci a jucat și în uh, Furtuna, cred că um, a făcut mai multe roluri în, în perioada respectivă la, la Stratford. Dar a fost o generație și o decadă revoluționară pentru teatru. Pentru um, britanic în, în perioada respectivă. Nu știu ce proiecte mai are, dar văd că nu se oprește și cu atât mai bine pentru noi. Sigur că da. Uh, tu spuneai numai ce ai spus, o, o, o formulare foarte curioasă pentru mine, dar foarte adevărată. Tu ai spus că pe timpuri oamenii veneau să asculte textul, iar astăzi oamenii vin să vadă cât de neobișnuită rezolvată scena. Uh -huh. Este așa un Și, și, și mi-am pare că, într-adevăr, noi pășim în ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, într-o ordine intuitivă a teatrului. Nu-i numai decât să-mi spui totul. Uh -huh. Dar e foarte uh, important să-mi dai gândul ca eu uh -huh. să -s... De aia, de aia, de aici se naște ideea că, totuși, Shakespeare este foarte și foarte modern. Adică, cu el poți să faci foarte, foarte multe. Mm. N-am spus spun orice, dar spun foarte multe. S Sigur. Um, sunt absolut de acord, însă eu nu văd ca o noutate. Eu văd ca o reîntoarcere la ce se întâmpla în vremea lui Shakespeare, numai că în vremea lui Shakespeare. Um, Soluția aceasta despre care uh, vorbeai este uh, și rezultatul limitelor tehnologice și a uh, aptitudinilor spectatorilor. Uh, lumea avea mult mai multă răbdare să asculte. Uh, statistic vorbind, răbdarea noastră de a asculta s-a micșorat la câteva minute uh, de menținere a atenției. Uh, în uh, în, în încercarea de a le explica studenților câteodată, sau în încercarea de a, de a compara teatru din perioada lui Shakespeare cu teatru de mai târziu, în limba engleză, nu știu dacă o să, dacă o să reușesc să traduc uh, suficient de clar uh, cele două noțiuni, teatrul în vremea lui Shakespeare era un teatru prezentațional, prezenta. Uh, teatru mai târziu devine un teatru care reprezintă. De aceea ajungem la naturalism care are nevoie de absolut toate detaliile. Dacă vorbim de, uh, nu știu, de. Um, um. Shylock care este se, se întoarce la întâlnirea cu Antonio și își găsește casa vraște și așa mai departe. Noi trebuie să vedem fiecare detaliu. Absolut nu, nu, e, nu este necesar, nu este necesar. Cred că e momentul să ne întoarcem la un teatru care prezintă, nu care reprezintă și care să ne mai stimuleze și ideile, nu numai să să, să, ne, să ne umple ochii, cum ar veni. Suntem, personal, cred că suntem o perioadă de, de surescitare vizuală, de, de abuz pe care îl face publicitatea, pe care îl face viața în fața calculatoarelor, ecranelor, de toate felurile, de toate felurile. Percepția imaginilor, da, este mult mai rapidă, dar cred că nu întotdeauna uh, benefică sau mai benefică decât ar fi să ne oprim și să și ascultăm. Uh, nu, nu avem răbdare să, să ne întâlnim cu, uh, cu nevizualul. Nu avem uh, răbdare sau curaj să ne întâlnim cu tăcerea. Întotdeauna e foarte multă culoare, foarte multă imagine și foarte mult zgomot ăsta este mediul în care, în care trăim, ăsta ne este familiarul, ăsta e mediul în care lucrăm. Din păcate, e și mediul în care gândim. Da. Nu ne da. beneficiile tehnologiei, absolut, însă cred că astea sunt diferențele. Da. M Aș ști mediul în teatru fast-food, știi? Mm. Fiindcă convenționalul în piesele lui Shakespeare mi-ar place și cred că. Încetul cu încetul mă întorc spre simplicitatea asta a, a recitalului scenic. La Shakespeare era scris, da, pe o pancartă, pădure, uh -huh. mare, eu știu că eu știu, acolo sat. Uh -huh. uh, și uite, uite, momentele astea incitau uh, publicul să vadă, uh, să vadă. Uh, uh -huh. Cu imaginația lor. Adică... Sigur, sigur. Să, să călătorească și să aibă încredere în actorul uh, care îi invită uh, în această călătorie, uh, fără a avea nevoie să. să să-și ia asigurarea de sănătate, de transport, toate bagajele necesare. Deci, numai dacă ne gândim la Henry al V-lea, la începutul piesei, în care ni se spune foarte clar, uh, imaginați-vă acum că traversăm nu știu câte mile peste mări și acum suntem în Franța. Nimic nu se schimbă pe scenă, nimic din decor nu, nu dispare sau apare, nimic din lumină nu este creat, nimic din sunet nu este creat. Uh, dar suntem transportați um, um, în, în, în mod natural. Cred că e vorba și de a ne lăsa garda jos și, și a, a avea curajul și încrederea, cum ziceam, în, în cei care ne invită la, la parcurgerea unui traseu de genul ăsta în teatru. Um, pe de altă parte, nu neg faptul că era nevoie de, de a ne mișca. Nevoie de a ne elibera uh, de sub um, ceea ce criticii numesc imperialismul uh, textului. Uh, asta nu înseamnă că un spectacol de Shakespeare trebuie să fie fidel fiecărui cuvânt din, din textul care ne-a parvenit. Um, și, și detașarea aceasta de text și libertatea de a, de a lucra cu textul și a ne lăsa modelați de text, dar și de a modela textul în, în spectacol, uh, nu s-a întâmplat de la început. E clar că până cel puțin până prin anii 60, în Marea Britanie mai ales, uh, foarte greu. Uh, te puteai uh, despărți de, de anumite scene. Deci, deci, presiunea creată de editori, de critici, de că Shakespeare asta este poezia fiecărui cuvânt, rima fiecărei replici, și așa mai departe, um, nu a adus numai la, la soluții benefice în teatru, um, și înțeleg uh, nevoia de a ne mișca spre, spre ceea ce alți critici ceva mai târziu, în anii 90, numesc teatrul post-dramatic. Însă asta nu înseamnă că pierdem textul cu totul. Înțeleg că nu-l luăm în, în mod absolut, cuvânt cu cuvânt, punctuația din perioada respectivă și așa mai departe. Cred că trebuie să ne întâlnim cum, cum se zice la jumătatea drumului. Să vină textul spre noi și noi înspre text. Fără, fără mișcarea din ambele direcții, nu cred că întâlnirea teatrală se întâmplă. Ce frumos vorbește. Ce frumoasă analiză! Într-adevăr, tu ai dreptate că Shakespeare e un mare, nu știu, el face montaj de film. Ba pe malul mării, ba în pădure arden, ba este pe muntele Atenei, ba e o pădure plină de elfi. Deci el mută foarte rapid uh, locurile acțiunii și într adevăr uh, cel mai uh, firesc lucru e să muți uh, locul acțiunii în imaginația spectatorului. Sigur că da. Da, da. Nu știu, nu, nu știu, eu nu pot să ți explic, uh, Nicoleta, fiindcă fiecare, uh, fiecare piesă, fiecare o citesc sau care o fac, mm -hmm. ea mă descompune. Uite Literalmente ea mă descompune Și mă recompune deja altfel mm. Altfel recompus apoi Prin durerile care le citești prin, Știi cu Kurosawa Care a făcut foarte multe filme Pe baza A, a făcut vreo trei, pare mi se A făcut mm -hmm. Macbeth, a făcut Ranu Pare mi se și-a mai făcut ceva Chiar dacă numai două a făcut L-au întrebat Care sunt temele Filmelor după Shakespeare mm. Și el a spus un singur cuvânt Cele veșnice foarte simplu. Fiindcă el, într-adevăr, vorbește doar de veșnicie. De-aia el și este modern. Fiindcă el nu are, el e atemporal. Uh, uite, am început să-ți vorbesc de ceva și am plecat cu totul în altă parte și m-am pierdut singur. Uh, ăsta e Shakespeare. <laughs> Shakespeare. El te duce într-un labirint, te <laughs> lasă. Nene, ne, ești singur cum știi. Păi, cum scurcă-te, da. Descurcă te scurcă-te, da. ieși da. de acolo. Și foarte des, parcă îți pare că e o, e o scenă foarte simplă mm. Parcă îți pare că totul e clar Uite, s-a întâlnit Trincolo, s-a întâlnit ăsta Stefano cu Caliban Eu vorbesc de o scenă care, într-adevăr, m-a descompus Eu vroiam, voiam să nu, mai, să nu mai vorbesc de ăștia trei Fiindcă mm -hmm. ei parcă, sunt cei mai simple și au devenit cei mai complicați mm -hmm. Cei mai complicați Și uite așa, te las acolo, fă, ce să faci? <laughs> Recompune lumea, fă geneza lumii Ce să faci? Uite, ăsta e într-adevăr marele, marele talent Care, care mă fascinează uh, Anume enigma Enigma din Shakespeare și te ține. Um, Din punctul meu de vedere Asta se întâmplă În teatru um, Pentru mine um, Deși la, la anumite piese De Shakespeare Mă întorc de câte ori am ocazia, fie în teatru să le văd, ca să, ca să le redescopăr, ca să le descoper de cele mai multe ori, să-mi dau seama că ceea ce credeam eu despre, despre, povestea respectivă e absolut greșit. Sau în sala de clasă, când, când cei care, care se angajează în conversație nu nu au făcut-o în mod obișnuit în fiecare an, din septembrie până în decembrie, în cursul respectiv. Și în fiecare an lucrurile sunt noi, cu fiecare grup. Cuvintele se aud altfel, scenele se desfășoară altfel, întrebările probabil sunt altele. Degeaba am pregătesc eu răspunsurile, pentru că întrebările pot să fie cu totul și cu totul altele. Însă ce mă bucură cel mai tare este să merg în teatru și să ies de acolo și să mă gândesc: Trebuie să mai citesc piesa asta încă o dată, cum am putut să pierd eu mesajul respectiv. Pentru mine în teatru se întâmplă um, și um, sunt, sunt extraordinar de, de recunoscătoare um, pentru, mă rog, pe, pentru, pentru munca voastră în teatru, pentru munca actorilor în teatru. Um, fără, fără de care nu știu dacă m-aș întoarce la Shakespeare atât de des um, să-l să redescoper, să, să stau să mă gândesc um, la cuvintele de pe pagină pe care eu nu aș fi reușit să le înțeleg sau să le traduc în, în felul respectiv um, și să-mi dau seama că acele cuvinte uh, că în acele cuvinte cap orice fel de spectacole pe care le faceți și în, în diverse perioade dar cum ziceai și tu, cu, cu labirintul în care, în care te lasă și trebuie să găsești o ariadnă, ceva care să te ajute, de obicei, depinde foarte mult și unde ne aflăm în, în propria noastră piele, în propria noastră viață, în proprie noastre circunstanțe, cum, cum percepem tristețea sau natura sau pierderea cuiva drag sau um, dragostea de cineva sau de ceva um, cred că asta ne um, ne face să să re să, să re-regizăm piesele în propria noastră minte um, cu, cu siguranță cu siguranță eu nu te mai aud Pardon, eu, eu închid microfonul ca să nu fac sforșnete, uh -huh. sunete parazite. Spunem te rog, Nicoleta, care sunt topul trei piese pentru Nicoleta? Vai, asta depinde întotdeauna de ce mă preocupă în momentul respectiv. Majoritatea din cei care mă cunosc. Știu că am lucrat foarte mult pe Hamlet. Asta a fost piesa um, care m-a um, trezit um, să, să lucrez pe, pe spectacol de Shakespeare. Până în momentul respectiv eram um, ca orice alt student, înclinată spre lucruri pe text. Um, lucram ca orice altă persoană, ca orice alt student la master și la doctorat pe traducere, pe... Pe interpretare de text, pe analiză, pe, pe partea istorică, pe partea semiotică. Um, și până în momentul respectiv, eu nu am știut că felul meu de a, de a învăța, felul meu de a înțelege lumea, viața, dar și obiectele de, de, de studiu, materiile pe care le făcusem la școală, n-am înțeles niciodată, până în momentul respectiv, că eu funcționam altfel decât colegii mei. Um, și în 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 sala de spectacol mi-am dat seama că eu învăț vizual mai mult decât uh, auditiv. Uh, am o memorie auditivă foarte bună, dar e legată de o persoană sau de un loc sau de o întâmplare. Deci trebuie să fie kinestetic pentru mine. Um, și atunci mi-am dat seama că înțelegerea uh, textelor um, care ajunsese la un nivel destul de performant pentru, pentru ce făceam. Deci nu, nu pot să zic că nu am, am avut succes la, la uh, a, a face critică de text. Uh, tot vizual era, pentru că eu o vedeam în, în trei dimensiuni. Și în teatru mi-am dat seama că, că pe mine spectacolul mă interesează, că pe, pe mine, pentru mine spectacolul este cheia pentru text. La un spectacol de Hamlet, așa s-a întâmplat să fie. la Chiar în orașul meu natal, în Suceava, veniseră în turneu cu spectacolul Hamlet, cei de la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Și spectacolul acela, la vremea respectivă, nu știam că o să mă marcheze definitiv ca... Ca cercetător, că o să-mi schimbe cariera, eram profesoară de literatură, puteam să rămân profesoară de literatură. Eram profesoară de literatură contemporană, de teatru contemporan. Nu aveam nicio legătură cu Shakespeare la vremea respectivă. Și atât de tare m-a uh, intrigat uh, acel spectacol regizat de Ioan Sabdaru. Um, încât m-am reîntors la spectacolul respectiv și am scris o teză de doctorat pe istoria lui Hamlet în România. Um, deci cei care mă știau la vremea respectivă și care mă știu de ceva ani ar spune că Hamlet e piesa la care cred că mai am de săpat. Um, cred că următoarea carte tot pe piesa Hamlet va fi, dar nu neapărat uh, cu atenția numai asupra uh, personajului principal. Cred că, cred că mai am material de o carte care va fi pe Ofelia de data aceasta. Um, dar, așa ca toți ceilalți colegi, ne mutăm. Uh, alte piese uh, ne șoptesc uh, tot felul de vorbe care ne intrigă. Am lucrat pe uh, o piesă puțin, uh, puțin jucată și um, da, Dar nu fără potențial um, ca spectacol, care pe mine m-a fascinat din, din punct de vedere a dinamicii um, interne, dar și din punct de vedere al, al efectului social și politic pe care îl are. Am lucrat destul de mult pe Titus Andronicus. Um, consider că e o piesă la fel de importantă ca Hamlet. Din punctul meu de vedere, în cariera lui Shakespeare. E una din piesele lui timpurii, contestată de foarte mulți, ignorată de la fel de mulți alții. În momentul de față, preocuparea mea majoră este Romeo și Julieta. Nu neapărat, nu neapărat ca piesă de teatru, e o piesă pe care o iubesc foarte, foarte mult. Pentru că e o piesă foarte puternică, e o piesă cu impact social extraordinar, e o piesă care poate să ajute o comunitate, o, o societate enorm în negocierea uh, la nivelul civic a, a multor dimensiuni. Um, mă interesează în spațiu european și este european în mod deosebit Pentru că ceea ce Romeo și Julieta face în partea vestică a Europei uh, în, în Europa veche, cum ar veni Este cu totul diferit de ceea ce Romeo și Julieta face în centrul și este europei Deci asta e, e, e a treia piesă a mea în momentul respectiv Um, dar nu, um, nu, cred că o să mă opresc neapărat la astea, la astea trei. Um, am, am, mai lucrat și pe alte, și pe alte piese. Um, cu piesele istorice nu mă împac în mod deosebit, um, pentru că au altă vibrație. Au... și probabil pentru că am destul familiaritate cu istoria Angliei. Întotdeauna, um, istoria Angliei și istoriile pe care le scrie Shakespeare sunt în competiție. Um, bineînțeles că, tot în teatru, uh, lăsăm jos garda cunoștințelor de istorie și a celor de teatru uh, și nu uh, pot să spun că nu mă fascinează, însă nu, nu mă simt la fel de uh, la fel de liberă în, în fața lor. Simt că mai am de făcut ceva teme acasă. <laughs> uh, deci astea sunt piesele care nu mă... Uh, nu mă... V te fac să vibrezi. Uh, Ba da, dar nu, nu sunt cele uh, despre care am ceva de spus în momentul de față. Deci nu, nu cred că ne-am intersectat în, în momentul în care trebuie. Am citit foarte mult despre Richard al Doilea um, pentru, pentru că am lucrat cu un, un student de doctorat, pe Richard al Doilea și pe Henric al, al șaselea partea a treia. Um, și sunt momente în care, și conju conjucturi, în, întâlniri din acestea cu studenții și proiectele lor, care ne fac să, să ne aplecăm spre anumite piese. Deci astea sunt inerente în, în meseria mea. În momentul de față mă pregătesc să lucrez cu uh, un alt student uh, pe uh, Coriolan și pe Antoniu și Cleopatra. Uh, mă fascinează de ce studenții aleg anumite piese. Uh, M-a fascinat faptul că în cursul meu de Shakespeare semestru trecut, în semestru de toamnă și iarnă, uh, majoritatea studenților s-au îndreptat spre uh, Macbeth și spre Visul în nopți de vară și foarte puțini au ales Neguțătorul din Veneția. Mă, mă intrigă uh, faptul că uh, continuăm să evităm această piesă, uh, Neguțătorul din Veneția. Mă întreb de fiecare dată, de ce? Mă întreb cât mai avem de învățat ca să putem să ne angajăm într-o într conversație și să stăm într-o tăcere confortabilă cu neguțătorul din Veneția. Încă, încă nu, încă nu cred că suntem gata pentru, pentru asta. Eu am văzut un spectacol absolut fascinant al lui Andrei Șerban, negociatorul din Veneția care m-am, uite, cum ai avut tu revelații la diferite piese, fiindcă eu vibra vibrații nu aveam cu această piesă, deci sunt momente, știi cum, te, te atrag imediat, tu știi, uite, asta e a ta, eu nu știu, eu, eu am să-ți am să spun un secret, fiindcă e adevărat, eu am piese care nici nu le citesc, eu le-și fac, uh -huh. eu, fiindcă ele, ele, ele m-au construit pe mine sau eu le, eu nu știu, eu le nasc, adică uh -huh. Dar uite, negociatorul ăsta și uite, la Andrei Șerban a văzut o chestie absolut extraordinară și îmi pare rău că spectacolul n-a avut un, uh, o, 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 o rupere în rândul spectatorilor, fiindcă l-a făcut la comedia franceză. Era miracol. În scenă era un miracol ce făcea. Mm -hmm. Fiindcă el altfel a văzut această mare, mare tragedie a unui mare popor, da, la sfia. Mm -hmm. Fiindcă e o tragedie, în fond. Absolut. Și el astfel și-a făcut-o. Și eu eram copleșit. Eu mă uitam, zic, huh! dar eu asta n-am văzut, fiindcă neguțătorul de Veneția foarte des e luată ca o comedie. Mm. Dar cum spunea uh, Ionescu, uh, comedia care vestuie tragedia altuia, da? Uite... Sigur că da, sigur că da. Da. Acum... Da. spune-mi, da, spune-mi, spune mă spune spune gândeam, mă gândeam de ceva, de ceva vreme la, la neguțătorul din Veneția și de ce, bănesc contextul politic contemporan, ridică din nou aceeași întrebare. De ce, de ce, nu putem să ne înțelegem cu această piesă? De ce se tot repetă același scenariu, același scenariu? Nu, nu învățăm nimic din partea aceasta a istoriei, din păcate. Și cred că o să treacă încă vremuri până, până o să să fim în tăcere cu, cu neguțătorul din Veneția. Ce frumos tu! Atât de fain utilizezi cuvântul tăcere. Mm -hmm. Vorbeai de Titus Andronicus, l-am văzut și pe el într-o sublimă interpretare a lui Luc, Luc Bondi, a fost așa un mare regizor, Dumnezeu să-l odihnească, el a plecat deja și el a făcut o, o chestie absolut de excepție, atât de dureroasă, dar n-a făcut-o cu violență, știi, cu chestii șocante. Uh -huh. și simplu despre clima lăuntrică care omul o duce. Și eu prima dată am văzut în viață, dar prima, uite, asta de aia așa am vrut să-ți spun. Prima uh -huh. dată am văzut când spectatorul ieșea din sală și arunca cu programul de spectacol în actor. Fiindcă îl durea ce a văzut. Era. Uite, m-am gândit apoi, n-a fost oare o participare în spectacol? Fiindcă era prea puternic să fie adevărat. Eu, eu Noi am rămas cu toții șocați. Uh -huh. Ei și-au, nu mulți, vreo doi, trei au ieșit și au încat cu programele și urlau, rușine, să vă fie rușine de ceea ce faceți. Deci, uh -huh. i-a lovit, i-a lovit asta. Uh -huh. Și, într-adevăr, piesele care noi... Știi cum, este totuși un fel de... Nu știu cum să-ți spun, un fel de clasament. Da, piese mă, foarte uh, bankable de, de Shakespeare și piese așa mai... Uh, eu, eu, eu socot unul dintre cele mai mari uh, uh, monologe al lui Shakespeare. Uh, chiar undeva am să fiu poate că foarte... Uh, nu știu... Prost, spunând asta, dar vorbesc despre mine. Mâine și cu mâine și cu mâine abia se târâie din zi în zi uh -huh. al lui Macbeth? Exactă. Este absolut, absolut, este, nu știu, este, este un fulger în conștiința umană. că uh -huh. este un adevăr atât de, atât de puternic și atât de important spus într-un moment atât de dureros al omenirii. Ok. Noi cu Teatrul Fără Nume vrem să încercăm mare aventură a Festivalului Shakespeare. Ce crezi tu despre așa ceva? Abia aștept! Abia aștept! <laughs> ești, ești invitata noastră de onoare. Cu mare, cu mare drag. atât atâta vreme cât am voie în teatru, cu mare drag mare drag. Cred că toată lumea ar trebui să se gândească la Shakespeare ca un festival. Um, pentru, pentru că asta ne oferă de obicei. Um, și, uh, din păcate, am uitat cum să ne comportăm în, în festivaluri. Ce uh, să, să lăsăm regulile și convențiile un pic la o parte și, și chiar să ne bucurăm așa de, de festivități, de, de festivaluri, de toate jumbușlucurile uh, care se întâmplă când, când regulile sunt suspendate de, de asta ne, ne de asta avem nevoie, cred pentru uh, pentru ideea voastră de a face, de a face festival uh, tot respectul toată admirația uh, cât de important este să, să fiți împreună cu Shakespeare într-o într relație atât de intimă, un festival numai pe Shakespeare. Mare, mare, mare încercare, mare. Uh, mare curaj. Uh, cred că și o doză de, de frică, da. dar ce-ar fi dacă nu. ce-am face dacă nu ne-am angajat în, în, în lucruri care ne încântă și care ne sperie? Îmi rămâne limitat în. în în întreprinderi? Sigur că da. Vreau să vorbesc pentru cei, adică să mă destenu în ceva, despre Nicoleta Cempoieș. Am auzit prima dată de, la Rostislav Gerjepilski. Și am să vă povestesc cine este acest Rostislav. Este directorul general al Teatrului Național Dramatic din Ivano frankivsk din Ucraina. Este o, o persoană absolut fascinantă din toate punctele de vedere și eu mă bucur și pentru acel moment că El mi-a vorbit de tine și vreau să profit de acest moment și să-i transmit lui un compliment, fiindcă dintr-o uh, dintr -o, dintr, -o, uh, dintr -o oarecare, nu știu, uh, posibilitate, e posibil să privească și El ceea ce vorbim noi. Sau cel puțin eu, eu pot să-i spun și eu. Uh -huh. Dar El salută El și prin El salut tot poporul ucrainean. Fiindcă ceea ce se întâmplă la ei este o Parte din Shakespeare, la fel. Este absolut oribil ce spun, dar noi asistăm la istoria lumii. Nicoleta, noi ne numim Teatrul fără nume. De ce crezi că noi ne numim astfel? Mă interesează ce îți trece prin cap să ne spui acum. <laughs> um. Din păcate, când am fost în teatrul vostru, n-am apucat să citesc broșurile care să-mi explice de ce ați ales acest nume. Um... Păi, Teatrul fără nume e Teatrul tuturor, Teatrul tuturor care vin acolo, fără să fie asociat în mod uh, deliberat cu un singur dramaturg cred că majoritatea teatrelor care au un nume au o semnificație istorică care a rămas undeva, fie într-o perioadă, așa cum e comedia franceză, fie un statut, cum e teatru național sau teatru de stat sau teatru independent sau teatru privat. Singura expresie pe care o cunosc în limba română care are fără nume în ea este Aua fără nume um, o altă piesă de teatru um, nu știu um, dacă e nevoie să ne asociem cu un, cu un nume de scriitor, de dramaturg de regizor, de actor um, poate e bine pentru anumite perioade însă pentru generațiile viitoare probabil semnificația și importanța numelui respectiv se șterge ușurel, ușurel sau se câștigă, nu știu, așa cum intrând în naționalul bucureștean în momentul de față e important că numele lui Ion Caramitru e acolo pentru cei care au auzit de el, pentru cei care ar vrea să, să citească despre el sau să vadă, din păcate, doar filmări cu un actor și o personalitate atât de importantă. Însă, nu știu, peste, peste 70 de ani sau peste 100 de ani, dacă ar mai fi uh, import, la fel de, la fel de uh, impresionant numele acesta. N nu știu de ce teatrul vostru se numește Teatru fără nume. Aș vrea să aflu mai mult. Ai răspuns foarte frumos, ai răspuns foarte frumos. Uh... Noi tot timpul spun, adică eu așa spun tot timpul, teatrul fără nume se numește teatru. Mm. Atât. Deci, exact. din cele trei cuvinte, teatrul fără nume, cel mai important e cuvântul teatru. Fiecare își dă numele cum, cum crede el ce a văzut. A văzut o porcărie, teatru de porcărie. A văzut ceva care îl înalță, e teatru înălțător și așa mai departe. Mm. Vreau să-ți spun acum cele 10 întrebări a lui Bernard Pivot, care le-a preluat din chestionarul lui Marcel Prust. Mm -hmm. Aș vrea să fii cât mai laconică și mai. Ok, Prust. încerc. Hai. Cuvântul tău preferat? Mâine! Ce fai? Cuvântul care îl detește? Nu. Drogul favorit. Shakespeare. Așa și știam, știam să Zic că știu Shakespeare. <laughs> tu care îți place cel mai mult. Uh, N-am auzit. Poți sunetul, să repet. sunetul care îți place. Liniștea. Fine. Sunetul care nu-ți place. Războiul. Înjurătura preferată. Naiba. Dacă astăzi în UZ ar mai ieși vreo banc, nouă bancnotă, pe cine ai vedea capul cărei personalități ai fi vrut să fie pe bancnotă? Nu știu. Ok. Ce meterie n-ai fi vrut să o faci? Economist. Ce plantă te simți? Salcie. Ce animal. Hmm. Uh, o, o pasă uh, care, care zboară, neapărat care zboară. Dumnezeu există. Ce ai fi vrut? Ce ți-ai dorit tu, Nicoleta, atunci când o să ai randevu cu Domnul să-ți spună. Că este teatru și acolo. E frumos. Nicoleta, eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog despre toate nimic, despre multe. <laughs> foarte multe despre Shakespeare, teatru și viață. Mersi mult, noi te așteptăm cu mare drag la noi la Teatrul Fără Nume și îți dorim numai bine Mulțumesc pentru bucuria întâlnirii și uh, o să învăț să vă urmăresc îndeaproape uh, în, în, în ce mai faceți. Uh, sunteți un teatru cu renume, uh, chiar dacă sunteți teatru fără nume și abia aștept să ne întâlnim în persoană, cu prima ocazie, sper chiar la Chișinău. Absolut, noi te așteptăm în aprilie. Am vorbit despre asta. Sigur. Mersi. Și numai bine ție. La bună revedere!